Bibliotecarii le-au pregătit elevilor pe timpul vacanței o serie de activități recreative în cadrul unor ateliere de creație. Acestea vor fi organizate pe grupe de câte 10 elevi care își vor antrena imaginația, curiozitatea și spontaneitatea. De aici încolo, în fiecare an, în bibliotecă să existe niște ateliere de creație pentru copii. Este o primă încercare. Rezultatele le vom vedea la timpul respectiv. Aceste ateliere, în general, sunt organizate pe grupe de vârstă și intenționăm să cuprindem copii începând de la vârsta de 6 ani, 7 ani, 8 ani. Cluburile de vară au drept obiectiv armonizarea între carte și joc, iar copiii vor trebui să descopere lumea magică în bibliotecă prin multă fantezie și culoare. Sunt 5 ateliere stabilite. Am să și vi le citesc aceste 5 ateliere. Primul se referă la un atelier de audiții, povești și vizionări de filme, intitulat sugestiv Cărțile într-un alt format. Un al doilea atelier e intitulat Dansul culorilor. Al treilea este un atelier cu o foarte frumoasă titulatură, se numește Regina e cartea. După cum observați, și primul și al doilea și al treilea și celelalte două sunt ateliere care se vor dezvolta numai pe având ca obiect principal cartea respectivă. Copiii sunt așteptați să viziteze și expoziția de la Muzeul Județean, prin intermediul căreia vor face un salt în timp și vor cunoaște obiceiurile și portul strămoșesc.